Pe lângă la patru benzi de pe DN7 Buldana Titu, autoritățile din Dâmbovița au precizat că în cel mai scurt timp vor începe și lucrările de extindere la 4 benzi a DN71 Bâldana Târgoviște. În plus, se lucrează la proiectul tehnic de modernizare a DN71 Târgoviște-Sinaia, etapă care precede lucrările de execuție. În Dâmbovița, potrivit Consiliului Județean, s-au derulat sau se derulează proiecte de modernizare a 124,3 km de drumuri naționale care străbat județul proiecte cu o valoare de aproximativ 538 de milioane de euro.